Valuri de patim mă împresoară. Mare necaz și strâmtorare îmi umplu sufletul. O, întru tot sfântă Maică, liniștește sufletul meu cu pacea fiului tău și alungă deznădejdea și întristarea sufletului meu cu harul său. Potolește furtuna păcatelor mele, care mă frig precum un vierme în foc și stinge-i flăcările. Umple-mi inima de bucurie, prea curată Maică, și împrăștie ceața nelegiuirilor mele de la fața mea, căci acestea mă împresoară și mă tulbură. Sufletul meu se simte sfârșit, totul îmi este greu, chiar și rugăciunea. Iată-mă, rece ca piatra, buzele mele șoptesc o rugăciune, dar inima mea nu tresaltă. Necazurile m-au împresurat de pretutindenea. Topește gheața din sufletul meu și încălzește-mi inima cu dragostea ta. Nu-mi pun nicio încredere în apărarea venită de la oameni, ci îngenunchez dinaintea ta, o prea sfântă Maică și Fecioară. Nu m-a alungat de la fața ta, ci primește rugăciunea robului tău. Nu mai pot răbda năvălirile diavolilor. Nu am nicio apărare, nici nu aflu loc de refugiu, om nenorocit ce sunt. Sunt pururea biruit în lupta aceasta și nu am altă mângâiere decât în tine, prea sfântă Maică. O nădejde și apărarea tuturor credincioșilor, prea curată și neîntinată Maică, nu trece cu vederea rugăciunea mea, acum și până în ceasul morții mele. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă pace în sufletul și în casa voastră. Sper ca această rugăciune să-ți fie cu adevărat de folos duhovnicesc, iar dacă vrei să mai rostești încă o rugăciune, aceasta este recomandarea mea.